Când vine vorba de televiziune și online, există o singură persoană care reușește să le împace pe amândouă, Bianca Comănici. Mi-am dorit pur și simplu să îmi găsesc dragostea. Stau și mă gândesc dacă există oameni care, într-adevăr, pot juca atât de bine teatru. N-am acceptat că s-a terminat între noi doi și am insistat până s-a stricat tot. Cred că din vina mea. Nu puteam efectiv să nu petrec timpul cu el. Eu și în platou și în fiecare secundă în care găseam un moment liber în care să stau cu el, eu fugeam la el. Pentru că el acum este la pământ. Oamenii nu vor să-l mai vadă, nu vor să-l mai audă. Și eu cred că e din cauza mea, pentru că eu nu am putut să-mi controlez dragostea. Cine pe cine a dat în judecată și de ce? Într-un fel, el a început. În momentul în care a început să vorbească pe YouTube despre mine și mi-a propus să mă duc în străinătate să mă prostituez. El dormea într-o cameră, eu dormeam într-o cameră. Nu mai comunicam. Se întâmpla acolo 2-3 ore și atât, după nu mă mai băga în seamă. Alea erau singurele momente în care el mă băga pe mine în seamă. El era dependent de calculator. Și a stat toată noaptea la calculator și s-a drogat. Și în momentul ăla m-a apucat de mână, m-a strâns foarte tare și insista să-i dau banii. Era pe noptieră și a vărsat tot ce era pe noptieră, a spart acolo. Era și foarte vincinos. Și știa să manipuleze omul. Și dacă a manipulat-o și pe mama și mama l-a crezut, mama cu experiență de viață, tot nu și-a dat seama. Nu m-am gândit o secundă la rușinea, pentru că m-ar fi distrus. Adevărul e că la rândul meu și eu am judecat anumite fete, fără să-mi dau seama că și eu am făcut anumite lucruri. Dar pentru mine erau șterse din minte. Eu am șters tot ce am greșit, eu am șters din minte. Eu nu pot trăi cu amintiri neplăcute, fiindcă sunt overthinking. Eu gândesc non-stop. Și acum, chiar dacă spun anumite lucruri, eu și gândesc în timpul ăsta. La ce te gândești? Mă gândesc că nu vreau să mai dezamăgesc oamenii de acasă. Sunt oameni care vor să te controleze? Sunt câțiva oameni. Și vis-a-vis de viața mea sentimentală, eu sunt combinată în fiecare zi cu ăla, cu ăla, cu ăla. Dar eu știu de ce fac asta, pentru că ei sunt conștienți că, de fapt, eu am nevoie de cineva lângă mine. Eu am nevoie de o susținere. Eu am nevoie de un bărbat care să fie lângă mine. Oricât aș zice eu că sunt bine independentă, că mă descurc, nu, am nevoie de cineva care să-mi ofere afecțiune, să mă simt iubită, atunci când pun capul pe pernă, să fie cineva lângă mine.